Constructorul care lucrează pe șantierul noi variante ocolitoare a municipiului Târgu Jiu a fost amendat de ITM Gorj. Firma care are domeniu de activitate lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor a fost sancționată cu suma de 20.000 de lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Nu este singura firmă amendată în urma controlelor. În ultima săptămână, inspectorii Temegorj au făcut 47 de controle și au dat 45 de amenzi în valoare totală de 287.000 de lei.